Salutare, parior, sunt Cătălin de la biletul-3.com, alături de colegul meu Alex. Bine v-am regăsit la emisiunea Bilete și Ponturi BZC. Astăzi eu cu Alex vă propunem 3 bilete pentru aceste 3 zile de mijloc de săptămână în care avem destul de multe meciuri importante din campionatele importante și nu numai. Alex, te salut! Te salut, Cătălin. Avem etape intermediare în Franța, în Germania, în Spania, plus câteva meciuri de cupă. Am zis să pregătim această emisiune format pe bilete pe 3 zile, biletul de miercuri, biletul de joi și biletul de vineri, ca ulterior în emisiunea următoare să revenim la formatul clasic, la biletele pe weekend din campionatele importante. Până să începem să vă prezentăm biletele, zic eu să facem așa o scurtă introducere legat de site-ul nostru, da? De biletul-zilei.com, acolo unde vă invităm să intrați pentru a vă inspira și pentru a vă informa atunci când jucați la pariuri. Da, exact ca și în emisiunea precedentă, știu eu că am menționat, tot Wade este pe primul loc din punct de vedere al tipsterilor, tu în continuare pe 2. Deci Wade merge foarte bine pe sporturile americane și, ca de obicei, acolo găsiți cele mai detaliate avantcronici, dar și bilete din toate sporturile. Și pe Telegram voiam să verific eu acum că pusese mai devreme un live care aparent a ieșit, mai am încă 3 în desfășurare, deci și pe Telegram acolo aveți parte și de pariuri live, oferim foarte multe pariuri live, dar și bilete, printre care biletul echipei care merge foarte bine în continuare. Da, ne puteți urmări și pe Instagram, pe TikTok, avem content acolo legat de pariuri, oferim pronosticuri și inspirații pentru a putea să vă inspirați și voi din alegerile noastre. Bun, acestea fiind spuse, Cătălin, zic să începem cu biletul de miercuri, nu? Da, începem biletul de miercuri cu prima partidă care vine din Spania și mizăm la Barcelona cu Almeria, nu? Pe peste 0,5 goluri în prima repriză Barcelona. Adică Barça o să dea un gol în prima repriză. Dacă nici acum cu cea mai slabă echipă din campionat să nu-ți revii atunci când, nu? Da, Barça are 2 înfrângeri și un egal, dintre care una în Champions League. Vine după un egal cu Valencia, 1-1. Pare într-o formă destul de modestă Barcelona, dar trebuie să-și revină și acest meci cu Almeria pare, să zic așa, ocazia perfectă să obțină cele 3 puncte. Almeria, care este de departe cea mai slabă echipă din campionat, ultima în clasament, 5 puncte, cea mai slabă apărare, 39 de goluri încasate. Este de altfel și singura echipă fără victorie. Așadar, Barça ar trebui să înceapă în forță și să marcheze încă din prima repriză. Da, așa zic și eu, mai ales că din punct de vedere ofensiv are o medie de 2 goluri marcate în meciurile de acasă, în vreme ce Almeria în deplasare a încasat în medie aproape 3 goluri. Ar trebui să rupă cumva blestemul ăsta din ultimele meciuri, forma, neapărat rezultatele, pentru că nici jocul nu a arătat cine știe ce, și mergem mai departe la Bilbao cu Las Palmas și mizăm clasic pe Bilbao la cornere, peste 5,5 cornere obținute de Bilbao. Da, după cum am mai spus și mă gândesc că unii dintre voi deja știți, este una din echipele cu cea mai mare medie de cornere din campionat. În majoritatea meciurilor cu echipele acestea din partea a doua a clasamentului, deși Las Palmas ocupă locul 9 în acest moment, cred eu că este totuși o echipă destul de modestă. Bilbao ar trebui să controleze jocul, să aibă majoritatea atacurilor. Și după cum ne-a obișnuit să aibă multe cornere, în multe meciuri am văzut-o pe Bilbao ducându-se în 7, 8, 9 cornere și cred eu că și acum ar trebui să reușească minim 6 lovituri de colț. Da, mă uitam acum, ultimele 5 meciuri pe teren propriu, doar în ultima parte de cea cu Atletico nu a reușit să obțină atât de multe cornere, a obținut numai 3. În rest, a avut chiar și 10 cornere cu Valencia. În rest, cum spuneam, majoritatea meciurilor au fost dominate la capitolul ăsta de Bilbao, indiferent de adversar. Bun, și trecem mai departe cu 4 partide din Germania Bundesliga. Prima dintre ele, Frankfurt cu Gladbach. Pronosticul ales de noi este un GG sau 3 plus la o cotă de 1,37.
Da, Gladbach ar trebui să ne facă jocul aici. Știu că am analizat, nu știu dacă în ultima emisiune sau în penultima am partidat cu Union Berlin, la fel pe un GG sau 3+, și ziceam noi că o să fie chiar GG și 3+, și așa a fost. Majoritatea meciurilor lui Gladbach sunt de așa natură. Dacă ne uităm pe ultimele 5 partide din deplasare, toate au fost GG și 4+, chiar toate. Da, are o medie de 4,2 goluri pe meci Gladbach, iar 14 din cele 15 meciuri de campionat s-au terminat cu cel puțin 3 goluri. Nici Frankfurt nu este o echipă care să joace foarte defensiv, mai ales că are o formă foarte oscilantă. A câștigat acel meci surprinzător cu Bayern 5-1, însă a dezamăgit în ultima perioadă, multe înfrângeri în dreptul lui Frankfurt. Probabil va marca, dar va și primi gol Frankfurt. Da, așa zic și eu. Mergem mai departe la Heidenheim cu Freiburg. Mi se mai pe cel puțin un gol marcat de Freiburg. Freiburg, în mod normal, echipa mai bună în această confruntare, dar Heidenheim, pe teren propriu, am văzut că marchează foarte multe goluri, dar și primește foarte multe, ceea ce ne ajută într-o oarecare măsură. Da, Freiburg este echipa superioară din toate punctele de vedere. Este o echipă care va lupta pentru un loc european. Momentan se află pe 7, dar va spera la un loc acolo în top 6. Este o echipă care a evoluat și în Europa League și a făcut-o destul de bine. Are o serie de 3 victorii la rând în campionat. Este motivată și cred eu că va reuși să marcheze lui Heidenheim, care totuși este o echipă nou promovată și cred că a depășit așteptările în acest moment Heidenheim, în sezonul acesta. Exact. Pentru ea este foarte bine că este acolo, în afara zonei retrogradării, și cred că este foarte, foarte mulțumitor. Bun, și trecem mai departe la Leverkusen cu Bochum. Un GG sau 3 plus, o cotă micuță, 1,27, dar zic eu că destul de realizabilă. Bayern ar trebui, în mod normal, singură să marcheze 3 goluri la forma pe care o are și la ce fotbal joacă în acest moment. Da, Leverkusen are o medie de peste 3 goluri marcate în meciurile de acasă. În 8 meciuri au marcat 25 de goluri până acum, total, nu știu dacă ne-a așteptat, tot confirmă etapă de etapă. Iar Bochum în deplasare are o medie de aproape 3 goluri primite pe meci, pardon, 20 de goluri primite până acum în deplasare de Bochum. O medie de goluri destul de mare, dar nu ar fi exclus să vedem un gol marcat din partea lui Bochum, pentru că aceasta a reușit să înscrie în 4 dintre 5 deplasări. Da, are o formă destul de bună. Bochum a câștigat cu Union Berlin cu 3-0, a marcat și a câștigat cu Wolfsburg cu 3-1, 3 goluri, da, atât cu Union Berlin cât și cu Wolfsburg, echipe destul de bune din Bundesliga și nu este exclus să vedem și un gol al lui Bochum, mai ales că, uite, în ultimul meci direct, Bochum s-a impus pe teren propriu cu Leverkusen în scor 3-0, așadar putem vedea și un GG la acest meci, dar să fim siguri, mergem pe o variantă mai simplă, GG sau 3+. Mai departe, ultimul meci din Bundesliga de pe acest bilet merge la Wolfsburg cu Bayern München, X2 și 2+. Bayern clar favorit în această confruntare, are toate șansele să înscrie 2 goluri, chiar dacă joacă cu Wolfsburg, o echipă care nu este tocmai rea din punct de vedere al meciului pe teren propriu. Dar totuși vorbim de Bayern, care a demonstrat că poate să înscrie multe goluri oricui, și înfrângerea aceea cu Frankfurt cu 5-1, total surprinzătoare, a făcut-o să se impună cu 3-0 pe teren propriu cu Stuttgart. Meci de la care eu sincer mă așteptam și de mai multă rezistență, așa să zic, din partea lui Stuttgart. Da, mă așteptam și eu să văd cel puțin un gol de la Stuttgart, dar s-a văzut totuși că este o echipă cu anumite limite. S-a văzut că Stuttgart în sezonul trecut a fost acolo la retrogradare și nu a ținut piept lui Bayern. Bayern care trebuie să țină pasul cu Leverkusen, da? Pentru că va fi destul de greu dacă va pierde puncte cu astfel de echipe. Wolfsburg este o echipă de mijlocul clasamentului, ar trebui să scoată Bayern cel puțin un egal în acest meci, iar din punct de vedere al golurilor, mă gândesc că ar trebui să vedem minim două la ce ofensivă are Bayern în acest moment, cu Harry Kane care este golgheterul campionatului cu 20 de goluri marcate
în cele 16 etape. Da, și ultimul meci Alex de pe biletul de miercuri. Ultimul meci este din Franța, un pariu simplu la PSG cu Metz, 1 și 2 plus, o cotă de 1,25. În mod normal, PSG, dacă ar fi serioasă în acest meci și ar juca cât de cât serios, ar trebui să câștige lejer. Metz, pe lângă faptul că este o echipă modestă, traversează și o formă foarte slabă, iar PSG nu a avut niciodată probleme cu această echipă. În ultimul meci direct s-a impus cu 5-0. Da, și totuși PSG nu are un avantaj, un avans foarte mare în fruntea clasamentului, doar 5 puncte față de Nice, vine pe o remiză în ultima etapă, 1-1 la 1 în deplasarea de la Lille, meci greu, dar pe teren propriu, așa cum ai spus și tu, PSG are o medie de aproape 3 goluri marcate pe meci, în vreme ce Metz în deplasare a primit aproape 2 goluri în medie. Și faptul că PSG domină la întâlnire directe destul de categoric, cred că vom vedea o victorie destul de facilă, fără prea mari probleme din partea gazdelor. Da, și încheiem cu biletul de miercuri, avem o cotă destul de bună de 6,53, avem și destul de multe meciuri pe bilet, dar zic eu că sunt pariuri relativ simple la prima vedere, o miză de 200 de lei și un câștig de aproximativ 1.300 de lei. Și trecem la biletul de joi, acolo unde avem câteva bet buildere, să zic așa, pariuri combinate. Primul este la meciul lui Crystal Palace cu Brighton. Brighton marchează și va avea cel puțin 3 cornere. Da, Brighton pare așa, în continuare, într-o formă oscilantă. A avut câteva victorii, după aminte o înfrângere, un rezultat de egalitate și acum încă o înfrângere, dar a jucat în deplasare la Arsenal, totuși un adversar cât se poate de puternic. Palace a produs până acum una dintre marile surprize, a reușit să scoată un egal pe terenul lui Manchester City. Dar cred că Brighton este echipa mai bună și mai închegată. E echipa care joacă fotbal, de altfel, între cele două, Palace fiind formația care preferă partea defensivă. Da, Brighton este o echipă care practică un fotbal ofensiv. În majoritatea meciurilor din acest sezon a reușit să înscrie cel puțin un gol. De partea cealaltă, Palace, lăsând la o parte acel meci cu City, un meci destul de bun făcut de, practic, chiar întors de la scorul de 2-0. În majoritatea meciurilor a pierdut, să zic așa, cu echipe precum Luton, Bournemouth, echipe din partea a doua clasamentului, însă a făcut meciuri bune cu, uite, i-a bătut pe Manchester United, dar cred eu că rămâne în continuare o echipă de mijlocul clasamentului Palace și va primi gol, mai ales că are o serie negativă, fără victorie de multe meciuri. Da. Mai departe mergem în Spania la partida dintre Cadiz și Sociedad, un nou betbuilder. Sociedad să înscrie și Sociedad să aibă cel puțin 3 cornere, practic același pariu ca la meciul din Premier League și cam aceleași coordonate. Sociedad e echipa mai bună, echipa care vrea să joace fotbal, echipa care va controla cel mai probabil această partidă. Cadiz, principalul obiectiv al ei fiind evitarea retrogradării, momentan este acolo la limită. Da, Sociedad este momentan pe locul 6, probabil va dori să intre în top 4, la fel cum s-a întâmplat și în sezonul trecut, atunci când a terminat pe 4 și a intrat în grupele Champions League, grupă pe care de altfel a și câștigat-o, acolo a mai fost și Inter, a terminat acea grupă de Champions League neînvinsă. Sociedad practic a pierdut în acest sezon, mi se pare că vreo 25 de meciuri a jucat în tot sezonul, doar 3 meciuri și aceste 3 meciuri le-a pierdut cu Real, cu Atletico și cu Barça. Da, deci în rest a avut numai rezultate pozitive și un astfel de meci cu Cadiz cred eu că este o oportunitate bună pentru Sociedad să scoată un rezultat pozitiv. Va ataca și cel mai probabil va scoate și cel puțin 3 lovituri de colț. Da, asta, cornerul, nici nu cred că se pune în problemă. Bun, și trecem mai departe. Tot un betbuilder, același pariu la meciul lui Alaves cu Real Madrid, Real să marcheze și să aibă minim 3 cornere. Cred că sunt cam aceleași argumente, Cătălin. Da, nu, cred că sunt foarte multe lucruri de menționat la acest pariu și zic să mergem mai departe la Gent cu Leuven în Belgia, un solist cu cotă de 1,31.
Da, un meci din Belgia, Leuven, una din cele mai slabe echipe din Belgia în acest sezon, pe ultimul loc în clasament, doar 13 puncte în 18 meciuri, pe când Gent este pe locul 3, cu mici speranțe, să zic așa, la titlu, deși acolo în Belgia va avea loc un play-off pentru titlu, însă este destul de departe de Saint-Gilloise, ocupanta primului loc, însă este una din echipele cu pretenții în Belgia și, în mod normal, pe teren propriu, nu ar trebui să aibă probleme cu o echipă modestă, slabă în acest sezon. Da, mamă, ca sigur, Guglielmo va reuși să se impună. Pare să fie o diferență prea mare de valoare între cele două și mai ales că joacă pe teren propriu. Nu cred că ar trebui să aibă probleme cu această formație modestă Leoven. Bun, și tot pe un pariu solist, mergem și la ultimul meci din Grecia. Panseraikos cu AEK Athena, 1-2 solist, mizăm pe o victorie a lui AEK, o cotă de 1-29, aceleași coordonate, este o diferență clară de valoare. Panseraikos este una din echipele nou promovate și s-a văzut din plin acest lucru în sezonul acesta. Da, este în luptă pentru evitarea retrogradării. Play-out-ul este cu siguranță al ei. Nu cred că are speranțe să prindă play-off-ul, chiar dacă este la doar 4 puncte. De partea cealaltă, AEK este în luptă directă cu PAOK, cu Panathinaikos și cu Olympiakos. Este o luptă foarte strânsă în Grecia. E PAOK lider cu 32 de puncte și celelalte trei mari forțe, AEK, Panathinaikos și Olympiakos, fiecare pe 31. Deci nu prea își permite pași greșiți mai ca în această confruntare cu o formație nou promovată, așa cum ai spus și tu, formație care de altfel vine după 4 înfrângeri la rând. Bun, cam acesta a fost și biletul de joi, o cotă de 3,94 și din nou o miză de 200 de lei, un câștig de 787 de lei. Și trecem la biletul de vineri. Începem din nou cu meci din Premier League. Aston Villa cu Sheffield, 1 și cel puțin 2 goluri în meci, o cotă de 1,33. Da, cred că ar trebui să fie cel mai sigur pariu acesta, deoarece am menționat noi că Aston Villa este o echipă foarte bună, a surprins foarte mult în acest sezon, dar mai ales pe teren propriu. 8 meciuri jucate până acum acasă, 8 meciuri câștigate, o medie de peste 3 goluri marcate pe meci, total surprinzător și cred că nu are cum să nu se mențină această formă și după această confruntare, fiindcă Sheffield este cea mai slabă echipă din campionat, are o medie de aproape 3 goluri primite în deplasare, nu a reușit să se impună niciodată în deplasare, un singur rezultat de egalitate și 7 înfrângeri. Da, de altfel Aston Villa are o serie impresionantă de victorii pe teren propriu. Mi se pare că a ajuns la 18 victorii în Premier League consecutive, da? Deci 18 victorii pentru o echipă care în mod normal nu este o echipă de top în Anglia. Să ai 18 victorii la rând pe teren propriu, zic eu că este o performanță greu de egalat chiar și pentru City sau Liverpool, care vedem că se încurcă destul de des în ultima perioadă și da, un astfel de pariu pare destul de simplu. Nu cred că Sheffield ar putea să întrerupă această serie pozitivă pentru Aston Villa. Bun, mai departe mergem în Italia, acolo unde avem din nou o partidă destul de dezechilibrată, sau cel puțin așa ar trebui, cea dintre Empoli și Lazio, unde noi am mizat pe un X2 cotă de 1,29, Empoli fiind o echipă care luptă pentru evitarea retrogradării. Lazio este pe locul 11 în acest moment, nu o caracterizează această poziție în clasament și cu o eventuală victorie acum ar putea să se apropie destul de mult de locurile europene. Da, nu este o diferență foarte mare de locurile europene, doar 6 puncte între locul 11 și locul 5, 7 puncte între locul 11 și locul 4. De aceea Lazio nu are cum, adică n-ar avea cum să piardă puncte cu o echipă ca Empoli, în mod normal, acum rămâne de văzut. Dar este și o echipă destul de pragmatică, așa, Lazio joacă de multe ori la egal. Și de aceea am ales noi acest X2, în timp ce Empoli, pe lângă acea victorie cu Napoli, nu a reușit prea mare lucru în acest sezon. Exact. Bun, hai să vedem. Mai avem
Mai avem tot un solist, Milan cu Salernitana, cotă de 1,45. Salernitana, cea mai slabă echipă din seria. Da, Salernitana ultima, doar 12 goluri marcate în 16 meciuri, 34 primite. De partea cealaltă, Milan pare așa într-o formă cât de cât ok. A pierdut meciul ăla cu Atalanta 3-2 în deplasare, dar cu meciurile cu echipele astea așa mici nu a dezamăgit. Văd că a bătut recent și pe Frosinone și pe Monza. Are 5 puncte de recuperat față de Juventus, 5 puncte până la locul 2 și cu siguranță nu își permite să piardă puncte în această confruntare. Bun, și încheiem cu două meciuri din Superliga României. Primul dintre ele, Oțelul cu Botoșani. Un bet builder aici, 1x și Oțelul să marcheze la o cotă de 1,33. Practic, pe Botoșani reușește să o învingă toată lumea. A reușit și Dinamo în ultimul meci. Dinamo, care nu mai găsea victoria de 14 sau 15 meciuri, a reușit să o învingă pe Botoșani și cred că și Oțelul va reuși să facă un meci bun, joacă pe teren propriu și are și o formă bună, să zic așa. Oțelul pare ok acest pariu. Da, Oțelul vine după victoria de la U Cluj. Pentru mine a fost destul de surprinzătoare. Nu așteptam ca U Cluj să piardă acel meci. Maximul egal vedeam acea confruntare, sau dacă nu, victoria Clujului. Acum joacă cu Botoșani Oțelul, așa cum ai spus și tu. Botoșani cea mai slabă echipa campionatului și nu văd cum Oțelul nu a reușit să înscrie. Adică dacă reușește să-i dai gol lui Cluj, care este o formație mult mai solidă, și dacă îi dai 3 parcă lui FCSB sau câte i-a dat, zic eu că ai cum să câștigi această confruntare. Și Și încheiem cu Dinamo cu Voluntar. Cătălin, ce jucăm la acest meci? Dinamo, cum ai spus și tu, a reușit să impună, a fost duelul, nu știu, Ultimelor două locuri. da, voiam să găsesc așa un termen, dar mă Să abțin. lăsăm așa, da, să lăsăm. Da, mizăm aici pe un gol marcat de Voluntar care este în formă destul de bună, a pierdut un singur meci din ultimele 5, chiar în ultima etapă cu Craiova 1948. În rest, se mișcă bine Voluntariu și nu cred că va pleca din această deplasare fără să înscrie măcar un gol cu o echipă care are o apărare foarte, foarte dezorganizată. Da, Voluntari a reușit să câștige cu 4-2 cu Faro, a învins-o pe Rapid în deplasare cu scorul de 2-1, iar la ce defensivă are Dinamo, nu cred că va scăpa fără gol încasat în acest meci. Și încheiem și cu biletul de vineri, avem o cotă de 4,60, o miză de 200 de lei și un câștig de 900, aproape 920 de lei. Da, cam astea au fost biletele pentru acest mijloc de săptămână. Ne revedem vineri seara sau sâmbătă dimineață, nu știu când o să apară emisiunea pe YouTube, cu ponturile pentru biletele, de fapt, pentru cele 5 campionate importante plus România pentru acest weekend. Și sperăm să bifăm cel puțin unul dintre aceste bilete ca să fim pe plus. Până atunci, eu vă salut și să alegeți inspirat.